Iarna trecută, comuna Toporu a rămas izolată de restul lumii din cauza ninsorilor abundente. Vorbim de peste 2000 de persoane din localitate care timp de 4 zile au rămas înzăpezite. Au intervenit atunci jandarmii, pompierii și Crucea Roșie, care au adus oamenilor rămași fără provizii alimente. Primarul localității Toporu spune că în acest an nu vor mai fi probleme pentru că s-a pregătit din timp și a achiziționat utilaje de dezăpezire. Iarna sunt probleme mari în localitate. Când sunt căderi mari de zăpadă, rămânem practic izolați, dar ne luăm măsurile necesare pentru a evita probleme din anii anteriori, când am fost practic izolați 10-14 zile de restul lumii, ca să zic așa. Concret, am achiziționat o freză de zăpadă care este vitală pentru noi, cu ajutorul Consiliului Județean, și utilajele care le avem în dotarea primăriei, eu cred că sunt suficiente pentru a evita izolarea localității. Iarna trecută, drumul județean 503 între localitățile Toporu și Ghizdaru a fost blocat, iar din comuna Toporu s-a putut ieși spre Drăgănești-Vlașca prin satul Nou, Răsuceni, Cucuruzu, Chiriacu.